Domnule Ilie, se pare că întâlnirea noastră de astăzi are un subiect care s-a mai discutat. Am înțeles că de curând ați făcut o adresă către compania de apă Arieș în vederea solicitării unor, știu eu, informații, lămuriri sau chiar soluții privind situația care s-a discutat la Câmpia Turzii, respectiv situația carosabilului după intervențiile făcute în urma proiectului derulat de operatorul de apă la Câmpia Turzii, și mai aveați o a doua problemă secundară, cumva primeia, spuneați de mirosul de care se degajă din canale. Eu aș vrea să vă întreb încă de la început, de ce ați făcut adresa direct către compania de apă? Deci, în primul rând, eu aș vrea să spun următorul lucru. Deci am făcut către compania de apă pentru că ei sunt cei care au derulat acest proiect. Deci acest proiect l-a făcut compania de apă și ei au contractat lucrările. Deci au contractat lucrările cu diferiți operatori economici care, la rândul lor, au subcontractat aceste lucrări diferiților formații de lucru sau așa ceva. Noi, bineînțeles că am observat de mult neajunsurile astea, însă noi am așteptat ca conducerea primăriei, consilierii locali, să facă demersurile necesare pentru remediarea acestor. Dacă totuși nu am văzut că nu se face, și având în vedere faptul că noi, Biroul de Consiliere pentru Cetățeni din cadrul Asociației pentru Protecția Consumatorilor, derulăm un proiect în momentul de față cu implicarea cetățenilor în problemele comunității. Acest lucru am zis că pe lângă celelalte pe care le-am făcut cu înființarea Comitetului de Inițiativă, cu demersurile făcute pentru înființarea farmaciei și alte probleme care s-au ivit în urma discuțiilor cu cetățenii, am hotărât și în urma sesizărilor cetățenilor din municipiu, deci nu numai a celor din cartierul Șarăt unde am derulat acest proiect, au venit cetățenii din Câmpia Turzii și au sesizat de mult aceste neajunsuri. Deci și cu mirosul și cu traversările peste șosea, care într-adevăr distruge mașinile. Și atunci am luat hotărârea să acționăm. Și am mers prima dată la compania de apă și am stat de vorbă cu dânsii. Am fixat o întâlnire cu dânsii și cu cei care au lucrat în acestea. Am făcut întâlnirea aceasta la Câmpia Turzii, în sala de ședință. A fost prezent domnul primar și au fost prezenți de la compania de apă și ceilalți care erau implicați în asta. În urma discuțiilor de acolo s-a constatat că într-adevăr problemele există și toți cei prezenți acolo n-au negat că nu sunt aceste probleme și că urmează ca experții să verifice aceste lucruri și să găsească soluții pentru rezolvarea problemelor. Ce experți? Deci au spus că au ei experți care în cadrul companiei de apă sau aduc ei alți experți și au ceva aparatură cu care vor face să verifice canalul dacă are înclinația sau... Deci astea sunt proceduri tehnice pe care... Deci scurgerea. Deci... Mă rog, da, știu la ce vă referiți, dar parcă, dacă bine rețin, doamna sârb, care fusese prezentă la întâlnire în calitate de reprezentant al companiei de apă, spusese că există o astfel de înclinație și oricum asta a fost potrivit proiectului. Deci canalizarea s-a făcut în baza unui proiect care a fost aprobat de către experți, au fost niște organisme de reglementare care și-au dat avizul, cum s-ar zice, foarte pe scurt sau foarte simplu. Și executanții au lucrat în baza acelor proiecte. Ori eu, din câte am înțeles, s-ar putea să mă înșel, deși nu cred, doamna sârb spunea că s-a respectat un proiect care a primit toate avizele necesare. Deci nu știu dacă mai e cazul acum să verifice dacă există înclinarea respectivă. Să vă spun de ce am spus lucrul ăsta. De ce? Pentru că ulterior, acum vreo săptămână și ceva, am fost și eu invitat la discuții pentru continuarea acelui proiect. Așa. Deci se va face o continuare a acelui proiect, iară de multe milioane,
care tot în domeniul reabilitării și astea. Și în cadrul acestei întâlniri, în care era proiectantul, era domnul primar și toți cei din primărie care se ocupă de problema asta, problemele tehnice, domnișoara Sârb a spus că în momentul de față, cu domnul șef al sucursalei de aici, a companiei de apă, verifică cu nu știu ce aparat toată treaba asta. Și eu din cauza asta am spus că ei au început să verifice cu ceva aparatură pe care o dețin. Dar noi am cerut, în afară de asta, noi am cerut în această adresă pe care am înaintat-o companiei de apă, care e și înregistrată la dânsii, noi am cerut să se formeze o echipă de experți care să verifice într-adevăr dacă lucrarea a fost executată conform legilor, conform normelor de construcție și să ni se dea un răspuns adecvat. Și mai mult de atât am cerut în această adresă ca aceste cheltuieli care se vor face eventual cu anumite neajunsuri care s-au întâmplat să nu fie trecute ca și contribuția din partea bugetului local, deci să nu fie trecute ca și cheltuieli pe bugetul local, pentru că pentru lucrarea respectivă au fost bani în acel buget. Deci să se folosească banii care normal ar fi trebuit să facă lucrarea corect. Haideți să o luăm cu ultima mențiune pe care ați făcut-o. Banii posibil folosiți pentru remedieri să nu fie din bugetul din local. Bugetul local. Da. Am înțeles ce ați spus și vreau să vă întreb ce vă face să credeți că dacă ar exista niște lucrări de remediere s-ar aloca bani de la bugetul local. De ce credeți? Deci ei ar putea, în măsura care v-ați simțit obligat să menționați lucrurile. Ei ar putea să spună că la recepție au participat și de la primărie, probabil. Nu știu cine a fost comisia de recepție. Și atunci să nu cumva să ajungem ca prin anumite metode să se plaseze o parte din cheltuieli să fie trecute în bugetul local, deci din banii bugetului local. Și de aceasta, acum eu aș vrea să fac un apel vis-a-vis de această adresă pe care am făcut-o, un apel la conducerea primăriei, pentru că și dânșilor le-am dat un formular din ăsta în care chiar am scris în atenția primăriei. Deci aș ruga pe toți consilierii locali și chiar aș sugera, nu ar strica dacă ar fi o discuție în următoarea ședință de Consiliul Local, o discuție pe tema asta și am dori, noi ca societate civilă, ca reprezentanța cetățenilor, am dori foarte mult ca să avem și sprijinul Consiliului Local și a primăriei în demersurile pe care noi le-am înaintat. Și adresa pe care ați trimis-o primăriei, ce conține ca informație? Exact aceeași adresă care e asta, însă scrie aici că spre cunoștință primăriei Câmpia Turzii. Deci am scris treaba asta exact pentru a întări această cerință a noastră ca și Consiliul Local și primăria să se implice în rezolvarea problemelor respective. Eu aș dori o explicație în plus aici și o să vă spun de ce. Ați spus că aceeași chestie ați trimis-o și la compania de apă și la primărie. Și ziceți aici: prin urmare, în numele Comitetului de Inițiativă Cetățenească și a cetățenilor din Câmpia Turzii, vă solicităm să angajați o echipă de profesioniști care să expertizeze lucrările efectuate și să stabilească modalitățile de remediere. Acum să înțeleg că dumneavoastră solicitați și companiei să angajeze experți și primăriei. Nu, primăriei nu. Păi de ce ați trimis aceeași chestie și la primărie? Deci ca primăria să vadă ce am cerut noi și să ne susțină în demersurile pe care le-am făcut. Deci să susțină această cerere a noastră. Da, dar din moment ce dumneavoastră adresați chestia asta, companiei de apă, primăriei, o trimiteți primăriei și scrieți către primărie sau în atenție și aveți un paragraf în care faceți o solicitare
cei de la primărie o să vă spună, domnule, nu-i de datoria noastră să angajăm experți. Nu, și nici nu cerem noi, pentru că noi aici am scris că numai de a lua la cunoștință de adresa pe care am făcut-o către asta. Deci noi, sub forma asta, am dorit să, bun, să o facem. Haideți să mai discutăm un picuț pe marginea adresei astea, pentru că eu aș vrea să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că este de datoria companiei să angajeze respective experți care să evalueze situația existentă? Deci normal ar trebui să fie o comisie de experți neutri, deci nu a companiei, pentru că compania normal că s-ar susține punctul de vedere al lor. Dar odată ce în discuția... V-am întrebat pentru că la fel ca și cum discutam despre primărie, în cazul în care dumneavoastră hârtia asta o adresați companiei de apă și ziceți în numele comitetului vă solicităm să angajați o echipă de profesioniști, înseamnă că dumneavoastră, ca asociație care reprezintă interesele cetățenilor, îi solicitați companiei de apă Ariești să angajeze experți. Da. Eu asta înțeleg. Să vă spun de ce. Cu subiect și predicat. De aia v-am întrebat, de ce credeți dumneavoastră că cei de la companie îi de datoria lor să angajeze experți? De datoria lor, să vă spun de ce. Pentru că compania de apă a dat banii. Și deci această comisie nu îi verifică pe ei, îi verifică pe cei care au executat lucrarea. Deci ei normal ar trebui să ceară, normal compania de apă ar fi trebuit să facă demersurile astea fără să le cerem noi. Odată ce noi am sesizat compania de apă că lucrările nu au fost executate corect și ei la întâlnirea pe care am avut-o au fost de acord că într-adevăr există aceste neajunsuri, aceste nereguli. Și atunci ei, ca să scape de răspundere, ei angajează o comisie de expertiză care îi va pune în fața executanților că nu au făcut lucrarea cum trebuie. Deci sub forma asta am cerut companiei de apă să facă această... Cine credeți că are obligația să suporte costurile cu acea expertiză? Deci în momentul în care expertiza va da câștig de cauză companiei care angajează asta, executantul care e vinovatul este cel care va plăti expertiza. Exact așa ca și la produse, dacă cineva cere o analiză pentru un produs, dacă se constată că produsul într-adevăr e rău, producătorul plătește expertiza. Dacă se constată că nu este produsul rău, atunci plătește cel care a făcut reclamația. Din câte mi-amintesc, pe parcursul derulării proiectului, acesta a fost împărțit în mai multe pachete de lucrări. Da. Într-adevăr, au existat situații confirmate și de vechea conducere când s-a tot dat cum ar veni în antreprize sau da, s-a subcontractat. Și au fost situații în care executantul final, adică executantul în sine, nu și-a făcut treaba și au trebuit să refacă pe banii lor. Deci au fost situații de genul ăsta. Ori, în momentul în care a existat o comisie de recepție a lucrărilor, în momentul în care s-a lucrat pe un proiect care a fost supervizat de organisme independente, de ce credeți dumneavoastră, eu înțeleg demersul pe care îl faceți, dar vreau să vă întreb, de ce credeți dumneavoastră că acum s-ar mai putea găsi o variantă de remediere? Vă spun și din moment ce există niște preluări de lucrări și așa mai departe. Pentru că, de exemplu, dacă s-a terminat de pus o conductă de canalizare, s-a așezat pământ, s-a tasat și vine, știu eu, domeniul public sau o altă societate care se ocupă cu lucrări de genul ăsta și face lucrarea de asfaltare. Oare n-ar fi cazul ca dumneavoastră să faceți solicitări de genul ăsta după ce aflați cine au fost executanții efectivi și să vă îndreptați înspre ei? Nu, deci noi cum să vă spun? Noi nu ne adresăm, nu căutăm noi vinovații. Vinovații trebuie să-și caute ei. Pe noi, practic, ne interesează finalitatea. Deci ei n-au decât. Deci de la cel care a contractat lucrarea, cel care a executat-o și cel care a dat în
subcontractare lucrarea, să iei pe fiecare, deci nu vreau să le dau eu sfatul ce să facă, dar ei sunt obligați ca fiecare să se controleze pe celălalt și să vadă cine o greșit. Pentru că vă dau numai un exemplu, la traversările peste drum, deci normal, deci știu clar că nu s-o lucra cum trebuie, pentru că normele, așa spune, că se pune un strat, se tasează, se pune asta, se tasează din nou și așa. Ei ori împins cu lama tot până sus și o tasat deasupra. Cel care a venit și a pus asfaltul deasupra, nu-i dau așa, dar acum asta e o problemă pe care am văzut-o eu așa, nu, nefiind de expert. Și chiar cred că astea sunt niște detalii de execuție a lucrărilor, da, care nu s-au făcut. Acum că s-au făcut, că nu s-au făcut, nu avem, cel puțin eu n-am de unde știi că nu am fost acolo, dar cineva care e profesionist în domeniu poate să confirme dacă s-au făcut sau nu s-au făcut și conform mai mult de atât. Deci m-am interesat așa în mare să știu cam cum îi. Ei trebuiau să aibă niște, să facă niște probe la tasare. Deci tasează o anumită porțiune, ia probe și alea trebuie toate specificate în devizul ăla de lucrări pe care l-au făcut. Pe care cineva l-a semnat. Da, și deci eu de-aia v-am spus, nu încercăm noi să căutăm vinovații, că ei trebuie să-și caute. Pe noi ne interesează finalitatea. Dacă finalitatea nu este de calitate, înseamnă că pe undeva... Repet, înțeleg nemulțumirile cetățenilor la fel de bine cum înțeleg și demersul dumneavoastră. La momentul discuției noastre, dumneavoastră sunteți în postura în care ca reprezentant al Asociației pentru Protecția Consumatorilor, în cadrul căreia există Biroul de Consiliere pentru Cetățeni, ați făcut o adresă către compania de apă și ați spus că ați informat și Primăria Câmpia Târzii despre această adresă și despre demersul dumneavoastră ulterior acelei întâlniri din septembrie. Da. Întrebarea mea este punctuală. Ce credeți că se va întâmpla de acum încolo? Sau dacă aveți un, între ghilimele, plan de acțiune ulterior. Da, deci chiar că am. Și aș vrea să vă spun, în cazul în care cetățenii nu vor fi mulțumiți de rezultatele preconizate, adică rezultatele pe care ni le vor da și lucrările care se vor face pentru remedierea acestor neajunsuri, există și alte căi pe care noi le vom urma. Deci există căi interne adresate la instituțiile care pot să vină să verifice într-adevăr, însă sub altă formă, cheltuirea banilor europeni și, în ultima instanță, adresarea Comisiei Europene. Nu am vrea să ajungem la ultima posibilitate, pentru că în momentul acela se vor sista toate fondurile care vor veni pentru în domeniul acesta. Și deci nu intenția noastră este ca noi să pierdem niște fonduri care sunt necesare pentru cetățenii de aici. Deci nu suntem, cum să zic, un organism care să luptăm împotriva oamenilor. Deci noi vrem să ajutăm oamenii. Și de-aia am zis, ar fi chiar neplăcut să ajungem la ultima fază, însă în ultima instanță, pentru ca să lămurim cine e de vină și ăsta și de ce nu s-au făcut lucrările pentru care au fost dați bani europeni, putem să ajungem chiar și la ultima fază, dar n-am vrea deloc să ajungem acolo. Înțeleg că asta ar fi o exprimare a unor intenții pe termen mai degrabă lung. Da. Sau mediu, să zicem. Vreau să vă întreb pe termen imediat. Ce s-a întâmplat? Ați primit un răspuns de la compania de apă? Încă nu. Deci aici avem data de când am depus-o. În 1-a 10-a 2015. Deci la începutul acestei. Da, la începutul acestei luni am depus asta. Am scris aici, așteptăm răspuns în termen rezonabil prevăzut de lege și în cazul în care după 30 de zile nu primim un răspuns de acolo, facem demersurile în altă parte care probabil o să-i urgenteze sub altă formă. Deci astea sunt
Deci nu sunt amenințări, nu sunt nimic, dar eu revin încă o dată la problema pe care am pus-o și am zis că Consiliul Local ar putea în următoarea ședință de Consiliu să pună în discuție această problemă și să caute să ne sprijine în demersurile pe care le-am făcut noi, pentru că în final sunt problemele cetățenilor, alegătorilor care i-au ales în această postură.